Astăzi are loc ședința ordinară a Consiliului Local orașului Comănești pe luna iunie. Sunt prezenți fizic în sală 17 consilieri, iar doi prin intermediul online, doamna Șișca Laura și domnul Banu Răzvan. Este întrunită majoritatea. Ședința își poate începe lucrările. Rugăm pe domnul primar să ia cuvântul. Bună ziua, vă spun și eu. Și bine ați venit la ședința de astăzi, care a fost convocată pentru un număr de 14 proiecte pe care zilele ne expune pentru zile prezentări pentru a fi aprobat. Proiectul 1, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2023. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr, Comănești, pentru anul 2023. 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la Serviciul Local Ecovalea Muntelui. 5. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și de închiriere terenului. 6. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din cadrul școlilor de pe raza orașului Comănești. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local pentru sterilizarea, microcipare și înregistrarea în REX a câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau a metișilor acestora aflați pe raza orașului Comănești, județul Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind accesarea programului PNRR, componenta 15, educație, dezvoltare, rețelei de școli verzi. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul eficientizare energetică a clădirilor publice, Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr, Comănești, județul Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare către SC Apa Sert Crocoș SRL. 12. Proiect de hotărâre privind completarea HCR numărul 50/25/3/2022 privind aprobarea delegării prin concesionare, prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public al orașului Comănești, județul Bacău, a studiului de fundamentare, a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al orașului Comănești, județul Bacău, a regulamentului de organizare și funcționare, a Serviciului de Iluminat Public, a caietului de sarcini, a documentației de atribuire prin procedură simplificată. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, de Bacău. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Înainte să trecem la ordinea de zi, domnul președinte, vreau să vă mai aduc la cunoștință niște lucruri care cred că vă privesc pe dumneavoastră, ne privesc pe noi toți, în ceea ce privește derularea proiectelor care au fost și sunt în implementare
și în diverse etape de implementare în orașul Comănești. Pentru că am văzut de multe ori discuții pe mediul online cum că orașul Comănești nu derulează decât proiecte prin PNRR. Orașul Comănești derulează proiecte prin PNRR, este foarte adevărat. Suntem locul 2 pe țară la numărul de proiecte accesate și câștigate la tipul acesta de proiecte prin PNRR. Dar în acest moment niciun proiect nu a început implementarea, ca să zicem așa, din punct de vedere al execuției unor lucrări prin PNRR. S-au făcut discuții și cu școlile, în momentul în care s-au dus acele deșeuri rezultate din construcții. Zice, uite, proiectele astea PNRR, uite ce au făcut, duc și aruncă măluzul unde nu trebuie. Uite ce fac prin proiectele prin PNRR. Este jenant și rușinos ca să faci parte dintr-o echipă și să nu știi care sunt proiectele PNRR. De aceea vreau ca să vă prezint doar proiectele care le executăm în acest moment în orașul Comănești și care nu sunt proiecte accesate prin PNRR. Și da, probabil că se uită și e ușor de uitat, suntem cu toții oameni și avem posibilitatea să ținem sau să nu ținem minte. Și vă prezint proiectele acestea care le derulăm în momentul acesta sau care le-am derulat în acest mandat în orașul Comănești. E vorba de eficientizarea energetică a clădirii publice Școala Vermești, Școala 6 Vermești. Este un proiect care s-a încheiat, a fost depus în 2017, s-a încheiat în 2021, deci acum 2 ani, în acest mandat, în valoare de 32 de miliarde de lei vechi. Nu este un proiect PNRR, este un proiect pe POR, axa prioritară 3. 2. Dotarea unităților de învățământ preuniversitar din orașul Comănești cu echipamente TIC. Este un proiect care a fost finalizat în 2022, proiect depus în 2020, deci tot în mandatul acesta, unde s-au accesat fonduri pentru dotările școlilor cu echipamente, și anume 2698 de tablete școlare, 174 de laptopuri, 69 de sisteme all-in-one, 110 tablete interactive, 99 de proiectoare, 88 de ecrane de protecție pentru 88 de ecrane de protecție, 15 ecrane pentru protecție cu trepied, 87 camere web și pentru conferință, 41 de camere web, 21 de rutere, wireless și switch-uri. Deci toate școlile din Comănești au fost dotate cu aceste echipamente în acest mandat în care noi cu toții suntem slujitorii comunității și am accesat aceste fonduri pentru copiii noștri, pentru educația școlilor școlilor din Comănești. Valoarea totală a proiectului este de 66 de miliarde de lei și el a fost accesat, implementat, finalizat. Un alt proiect care nu este pe PNRR. Proiectul se numește Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat stradal în orașul Comănești. Este pe administrația Fondului de Mediu în valoare de 13 miliarde 167 de milioane și este un proiect care s-a derulat, s-a depus în iulie 2020 și finalizat în 15-12-2020. Tot în acest mandat. Nu este prin PNRR. Este un alt proiect care s-a derulat în oraș, care l-aveam și beneficiar de-am. Un alt proiect. Eficientizarea energetică a clădirilor publice Spitalul Rășinescu Ioan Lasca.
Dragi colegi, v-ați mers, Alexandru. Accesarea acestor fonduri a fost pe eficientizare energetică, dar la acel moment s-a discutat că în momentul în care constructorul va ieși din această clădire care se numește Spitalul Ioan Lasker și care necesita și alte investiții care nu erau eligibile pe lucrările din acest proiect, s-a aprobat ca să facem odată cu eficientizarea energetică și reabilitarea clădirii spitalului, pentru că partea de clădire cu ambulatorul a fost reabilitat, modernizat și dotat cu aparatură, iar partea de spital nu. Și atunci, odată ce lucrau constructorii și interveneau pe la tavan ca să introducă sisteme de ventilație și să purifice aerul din întreg spitalul, sau pe zona pereților unde vreau să schimbe toate prinsele, toate instalațiile de oxigen și toate celelalte, ca să, odată cu retragerea constructului, să rămână spitalul la standardele cele mai înalte. Proiectul este în valoare de 381 de miliarde de lei, din care 178 de miliarde pe fonduri la Uniunea Europeană, 208 miliarde de lei din partea beneficiară, din partea luate comănești. Zice că se lungesc lucrările și se fac ca să faci un spital de la zero aproape și să-l aduci la stadiul ăsta, îți ia mai puțin timp decât să-l reabilitezi. Și uitați-vă la școala Ciprian Porumbescu, s-a construit un corp de clădire nou lângă școală, care este gata înaintea părții clădirii vechi pe care o reabilităm. Deci, ca să reabilitez un imobil de o asemenea amploare, nu e ușor. Cine vrea să convingă, v-am mai invitat și altă dată și mai invitat la spital să mergem să vedem cum stau lucrurile acolo și să vedeți că dacă noi nu făceam aceste lucrări, noi nu mai aveam posibilitate să fim acreditați pentru a funcționa în continuare cu spitalul din Comănești. Un spital care este de o valoare inestimabilă, ținând cont de problemele care au fost în ultimii ani, ba cu pandemia, ba cu tot felul de situații când cetățenii din pe întreaga Valea Trotului beneficiază de serviciile medicale. Un alt proiect, tot pe spital, este fluide medicale. Pe POIM, acest proiectul pe spital a fost pe POR, pe AXA 3, prioritară 3. Pe POIM, AXA prioritară 9. Este vorba de un proiect de 36 de miliarde, în care se crește capacitatea de îngrijire și tratament a bolnavilor. Aici e vorba de construirea unei stații de oxigen și a rețelei de oxigen care aprovizionează și alimentează tot spitalul. Lucru care l-am făcut în momentul în care am făcut proiectul celălalt pe spital, unde aveam în fiecare salon, în parte, aveam prize de oxigen și toate instalațiile necesare funcționării spitalului la standardele care se cer la ora aceasta. Un alt proiect, asfaltarea amenajare parcări pe străzile Șupanului, Codului, Muntelui și Fundătura Șoimului. Este un proiect mai vechi, într-adevăr 2017, dar datorită, și toate proiectele au suferit lucrul acesta, datorită creșterii prețelor pe perioada care au fost perioada pandemiei și tot ce s-a întâmplat, valoarea proiectului s-a dublat. De aceea s-au reluat licitațiile de două ori. Și în momentul acesta, valoarea proiectului este 52 de miliarde de lei vechi, un milion și ceva de euro, dar el fusese la jumătate din preț, 26 de milioane de lei, miliarde de lei vechi. Un proiect care se află în derulare în momentul acesta, în implementare. Nu este PNRR. Centru, bază sportivă, tip 1 în cartier Vermești, pe CNI, este un proiect care se află în implementare în valoare de 67 de miliarde de lei vechi. Este aproape de finalizare. Este un proiect construit prin Compania Națională de Investiții. Am văzut că se fac glumițe, ironii și tot felul că asta ne mai trebuia nouă, sală de sport sau bază de sport sau nu știu ce. Să știți că dacă această bază sportivă nu se construia în Comănești, se construia în altă localitate din România. Dar nu ne spunea și nu ne întreba nimeni, uite, nu vreți cumva să vă dăm acești bani și să renunțați la sala de sport? Nu.
sala de sport, baza sportivă se construiește sau nu se construiește. Deci Comăneștiul, dacă nu primea această finanțare, pierdea o investiție de importanță majoră, pentru că acolo o să vedeți dumneavoastră că va fi un obiectiv foarte important și foarte căutat de comăneșteni și nu numai. Un alt proiect, Iluminat 2, creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în orașul Comănești. Este vorba de un proiect tot pe administrația Fondului de Mediu, în valoare de 27 de miliarde de lei, 419 milioane, unde se vor extinde rețelele de iluminat pe străzile care nu au fost schimbate becurile cu LED și de asemenea se vor lucra la eficientizarea energetică privind tehnologie de a se putea consuma eficient energia pe perioadă de vârf, unde poate să consume mai mult, pe perioadă de în care nu este atât de aglomerat, putem să reducem consumul, să reducem LED-ul la jumătate, becurile și mai departe. Este un proiect depus în 2022 pe agenția fondului, administrația Fondului de Mediu. Nu este pe PNRR. Este proiect în derulare. Un alt proiect este reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la școala Ciprian Porumbescu. Proiect depus în 2018. În valoare de 145 de miliarde lei vechi. Din care 106 miliarde de la Uniunea Europeană, vreau să vă spun că acest proiect în fază inițială era vreo 80 ceva de miliarde până 90 de miliarde, ceva din genul ăsta, dacă le confund cu Liviu Lebreanu. Era 80 ceva de miliarde. Acum, valoarea lui este 145 de miliarde, pentru că s-a făcut de două licitații pentru a se aduce la valoarea actualizată a proiectului din cauza creșterii prețurilor. Și în momentul acesta, Uniunea Europeană finanțează cu 106 miliarde lei vechi, iar noi 38 miliarde lei vechi. Un alt proiect foarte important, de asemenea, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la școala Liviu Lebreanu și la structura arondată, școala 4. Tot la fel, din 2018 depus, un proiect în valoare de 213 miliarde lei vechi. Proiect care, în prima fază, era în jur de 100 de miliarde, 90-100 ceva de... Deci s-au dublat prețul efectiv. La ce valori au crescut între timp. Din care 140 de miliarde de la Uniunea Europeană, 73 de miliarde lei vechi de la bugetul local. Un alt proiect, implement, deci tot pe POR, axa prioritară 10. Este și Ciprian Porumbescu tot, de asemenea, pe POR, axa prioritară 10. POR înseamnă programul operațional regional. Nu PNRR. Un alt proiect, implementarea măsurilor integrate de dezvoltare durabilă. Creșterea calității vieții nu aș comare. Am văzut că se fac glume și pe aici. Ați zis, auziți, ha, crește calitatea vieții. Da, crește calitatea vieții. Pentru că construim niște școli, construim o sală de sport la Costache Ciocan, reabilităm clădirile de pe strada Minerului și strada Cuza Vodă, le modernizăm. Valoarea proiectului este de 349 de miliarde lei vechi. Din care 310 miliarde lei vechi este valoarea finanțată de Uniunea Europeană, 38 de miliarde lei vechi este valoarea finanțată de la bugetul local. Acest proiect este în implementare. Am văzut că se fac discuții și tot felul de chestii, dar nu amintește nimeni decât numai când a fost cazul să facă ironii, că uite, nu vrea să facă școala de la Cuza Vodă. Se făceau ironii și bășcălii. Dar acum când acest proiect este în implementare și este de o valoare atât de mare și de importantă pe oraș, nimic. Pauză. Pauză. Un alt proiect este... Deci este pe POR acel proiect. Un alt proiect este modernizarea infrastructurii stradale
prin asfaltarea străzilor. Face parte din același proiect. Este un proiect în care avem și componentă socială, unde se construiesc clădirile, se reabilitează și avem și infrastructură. Avem reabilitarea străzilor Valea Prâu, Valea Poenii, Gheorghe Asache, strada Oituz, strada Corobanu, strada Lahor, strada Mioriței. Toate acestea sunt în derulare și vor fi realizate până la finele acestui an. Proiectul a fost depus în 2018 și se află în acest moment în implementare. Un alt proiect foarte important. Abordarea integrată a măsurilor de regenerare urbană. E vorba de reabilitarea și modernizarea și extinderea la căminul 6 din strada liceului din Zăvoi, Asociația Robert Col, unde se reabilitează, se modernizează acea clădire. E vorba de reabilitarea, modernizarea, extindere și dotarea școlii Costache Ciocan și a clădirii din strada Libertății. Și e vorba de modernizarea infrastructurii stradale prin asfaltarea străzilor. Strada Păcii, strada Libertății, strada Gheorghe Laza, strada Câmpului, strada Liceului. Toate aceste lucrări sunt în implementare. Pentru că suntem în destul de mare întârziere, am solicitat de la Agenția Nord-Est ca componenta pe clădiri să se poate reporta pentru programul operațional regional care urmează a fi finanțat în următoarea etapă de finanțare a Uniunii Europene, iar programul de finanțare a infrastructurii să o derulăm acum în acest mandat. Ceea ce vor începe lucrările și pe aceste străzi de asfaltare. Programul operațional regional, axa prioritară 13. Nu este PNRR. Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale. Este pe programul Angel Salini. Depus în 5-a 2022, anul acesta. Nu este PNRR. Este un program în valoare de 399 de miliarde lei vechi, din care 353 de miliarde de la bugetul de stat și 46 de miliarde de la bugetul local. Se pot face discuții câte vreți dumneavoastră. Acestea sunt în implementare, suntem în faza de licitație. Modernizare stației de furare și extinderea rețelei de canalizare. Tot pe Angel Salini. Un proiect depus în 2021. Aici trebuie să vă spun și să vă aduc aminte faptul că acest proiect a mai fost depus odată pe PNDL 2. Lucru de care nu a beneficiat de investiții la vremea aceea, susținându-se că noi facem parte pe un program POIM și că finanțarea ar fi finanțare dublă dacă ar fi finanțat și prin PNDL. Ori era o minciună mare asta. Dar s-a comunicat lucrul ăsta din partea Consiliului Județean Bacău pentru ca noi să nu primim finanțare. Și nu am primit finanțare. Dar am intrat acum în acest program. Deci tot am primit finanțare pentru că toate aceste documentații, studii de fezabilitate, le aveam făcute de la momentul acela. Când s-a deschis această linie, nu mai am depus documentele. Și automat că am primit finanțare. E vorba de o finanțare de 459 de miliarde lei vechi, din care 430 de miliarde de la bugetul de stat și 29 de miliarde 881 de milioane de la bugetul local. Un alt proiect pe care îl avem în lucru acum în implementare este lucrări de reabilitare termică și creșterea eficienței energetică, gestionare inteligentă a energiei pentru grădinița Dumbrava Minunată. Este un program pe administrația Fondului de Mediu, în valoare de 92 de miliarde 705 milioane de lei. Este un program pe care îl derulăm acum, în acest mandat, și suntem în licitație.
cum să spunem noi că suntem, că numai PNRR-ul s-a făcut doar niște programe prin PNRR. Suntem locul 2 pe țară la PNRR, vă repet ca să țineți minte lucrul ăsta, ori să înceapă PNRR-ul acum și o să spuneți, toate a făcut câteva blocuri. Deci acest proiect este al 16-lea proiect pe care l-am prezentat astăzi și mai avem încă un proiect să vi-l prezint, care l-am câștigat, se numește Parc Fotovoltaic. Urașul Comănești, măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice, capacități de producere energie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu. Este un proiect care s-a depus în data de 14.12.2022 în valoare de 69.476.000.000 lei vechi și are ca și obiective construirea unui câmp de panouri fotovoltaice pe fostele halde de cenușă de la Termo. Este vorba de 900 și ceva de panouri solare care se vor amplasa acolo, ce vor compensa energia electrică consumată de iluminatul public al orașului Comănești. Și un alt obiectiv va fi construirea de panouri fotovoltaice sau amenajare pe una din clădirile de aici de la primărie, care va acoperi consumul energetic din cadrul acestei instituții. Până la acest moment, am discutat de programul și proiectele care se derulează în orașul Comănești, se află în implementare, în diverse faze de implementare și care se vor încheia anul acesta, sau cel târziu la anul, sunt o parte care au termen de execuție anul acesta sau sunt o parte care vor putea să fie continuat și anul viitor. Total valoarea acestor proiecte este de 2.871 de miliarde. Aproape nici nu știu cum să scrie cifrele astea. E vorba de o sumă de 57.439.176 de euro. 57 de milioane de euro. Acestea sunt programe, proiectele pe care noi le-am aprobat, le-am votat, iar o echipă de câțiva oameni din primărie au muncit, de le-au sărit capacele, să le putem duce, numai noi știm cum, în ce condiții, și numai noi știm cum și la noapte, la 10 și la 11, se fac răspunsuri de clarificări la ministere, pentru că ne dă termen și 2 ore, și 5 ore, și 7 ore, și trebuie să fim prezenți cu răspunsul corect, ca altfel pierdem finanțarea. Știți ce înseamnă lucrul ăsta? O muncă inimaginabilă. Cine are curajul să mă contrazică? Să-mi spun acum, nu e adevărat, domnule. Nu se face nimic în orașul Comănești. În orașul Comănești se fac 2 școli. Și mai pune și un ha-ha-ha. Nu, domnilor, nu se fac 2 școli. Discutăm de 17 obiective majore din orașul Comănești în valoare de 57 de milioane de lei, de euro. Mai aduceți mie un oraș, chiar și din vecinătate, de unde vreți dumneavoastră, și arătați în care are proiecte în valoarea asta, ca să nu vă mai spun că se dau exemple de orașe din vecinătatea noastră care avea mari proiecte. Foarte frumos că au acele proiecte. Dar ei de-abia fac acum ce făceam noi acum 7, 8 ani, 10 ani. Noi am trecut de fazele alea, de mulți ani de zile. Suntem la alte etape. Și pentru că v-am ținut destul și nu vreau să vă plictisesc, într-o ședință viitoare, o să vă prezint și proiectele PNRR pe care, bineînțeles, tot dumneavoastră le-ați votat și probabil că le știți, dar vi le voi mai reaminti. Așa cum v-am reamintit toate aceste proiecte pe care le implementăm în acest moment și pentru care ne luptăm să le putem realiza pentru orașul nostru, pentru comunitatea noastră, pentru cetățenii orașului Comănești, cei care, bineînțeles, ne-au votat și ne-au ales ca să fim aici, în momentul de față. Domnule președinte, dacă ai
Da, mulțumesc. Vă spun și eu bună ziua și bine ați venit la această ședință ordinară. O să începem prin a supune la vot procesul verbal al ședinței din data de 30 mai 2023. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Da, mă abțin. Constatat că pentru la nu știu câte oară, afirmațiile mele sunt cenzurate. Am înțeles, da. Vă abține, trecem mai departe. În procesul verbal. Da. Am pus în altă. Trecem mai departe. Supunem la vot ordinea de zi pe care a prezentat-o domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Să trecem ceva? Mulțumesc. Trecem la primul punct pe ordinea de zi. Da. Dacă îmi puteți, domnul consilier Vanus nu participă la vot la punctul 11. Da. Iar doamna consilier Șișca, care este online la telefon, nu participă la punctul 6. Auziți, domnul consilier, vă rog să îmi permite să fac o mică paranteză aici. Este prea mare ceaba dumneavoastră de a nu participa dacă e director la școală sau de asta să nu participe. Haideți să vă dau un exemplu și vă lămuresc pe toți. Când se votează taxele și impozitele locale, dumneavoastră participați la vot? Este cineva care nu are casă, locuință în Comănești? Ar trebui numai acea persoană care nu are locuință în Comănești, dacă o fi vreo unul, să voteze singur bugetul local, impozitele și taxele și așa mai departe. Pentru că v-ați vota singur propriu impozit pe propria clădire, pe propriul imobil și pe propria mașină pe care le dețineți în proprietate și ați vota acel act care ar spune că este incompatibil, că eu sunt, n-am voie să-mi votez mie bugetul. Nu? Este exact la fel și cu școlile și cu tot acela. Dar v-am făcut o paranteză și v-am spus cum se pune problema. Da. Acum, din teama de a nu cumva să fie, să fie ceva, dar asta e comparația. Așa cum nu este incompatibilitate să votezi bugetul local atunci când se votează taxele și impozitele locale, ținând cont că fiecare dintre dumneavoastră aveți locuință proprie, imobile, clădiri, terenuri, mașini sau alte bunuri și ar însemna să fiți incompatibili pentru că sigur vă votați propria dumneavoastră, propriul noastră impozit și locuință. Mulțumesc pentru această comentare. Primul punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Subiectul, acest punct a fost prezentat la comisie. Dacă mai este ceva de spus, dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem mai departe. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea listei obiectivelor de investiții pentru anul 2023. Domnul Bobecăne ne-a prezentat o listă lungă. Dacă mai este ceva de spus, dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Mai departe, numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Spitalul Orășenesc Ioan Lasker Comănești pentru anul 2023. S-a discutat anterior. Dacă mai este ceva de spus? Da, și vreau să întreb pe domnul Gabac, prezent, dacă în cadrul cheltuielilor spitalului au fost cuprinse și echipamentele necesare personalului pe fiecare nivel în parte, în funcție de secție, pe coduri de culori. Deci, noi acum discutăm de un buget privind unele investiții, acele echipamente sunt investiții ale... Acolo există, figurează în tabel, nu am văzut sumă. Și din ce am înțeles, din sursele mele, anii anterior, personalul a fost amenințat cu penalități între 5 și 10% din salariu, dacă nu-și cumpără aceste echipamente din buzunarul propriu. Nu și le cumpără nimeni din buzunarul propriu. Deci... Aveți răspuns la obiect. Nu cumpără nimeni echipamente din buzunarul propriu. O să verificăm asta. Jean, nu. Pentru că s-a spus chestia asta în mai multe rânduri, pe mai multe persoane. Ați aflat cam târziu. Noi ne luptăm cu chestia asta de zeci de ani.
De zeci de ani luptăm ca să aibă echipamente corespunzătoare, să nu aibă infirmiera și asistenta și femeia de serviciu același fel de echipamente, nu mai știi care e doctor, care e asistent și ce poartă fiecare. Pe categorii de echipamente, funcție de serviciu care îl prestează acolo, serviciu medical pe care îl prestează și funcție de secția la care lucrează, vor avea echipamente distincte fiecare personal din cadrul spitalului. Nu s-a ajuns la faza aceasta pentru că nu au ajuns la un consens privind culorile, că nu le place. Ăla nu-i place culoarea aia, ăla nu-i place culoarea aia. Când să se dea ok-ul să se cumpere echipamentul de o culoare anume, nu le place la unii, că doar nu le place culoarea aia. Și tot așa s-a tergiversat și s-a anulat. De la culoare până la penalizare? De la culoare până la penalizare este exact de la proiectele pe care le-am prezentat eu până la proiectele PNRR. Pentru că spuneți minciuni cu gura deschisă. Divagați. Da. Supunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem mai departe. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la serviciul local Eco Valea Muntelui. S-a vorbit în ședința anterioară. Dacă mai este ceva de spus, ne vom vedea dacă spunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind contracte de concesiuni și de închirieri terenului. Domnul Cosmin Chiriac ne-a prezentat o listă. Dacă mai este ceva de spus, domnul Cosmin. Da, Comisia de Urbanism a vizat favorabil prelungire contracte chirii din piața pe agroalimentară Cumănești pentru SC Sagot SRL, PFA Munteanu Constantin, SC Dulis Comix, SC Sagot SRL, SC Mateu PSRL, II Mișpana, Merușcă Gheorghe, IP Olimi Ioana, SC Marc Fuc, IF Focus Daniela, I Isaic Gheorghe Corneliu, IF Iliescu Vasile, SC Roma SRL, I Iscop Iliana, I Cebotar Rodica, I Isaic Aurel, PF Baciu Ioan și pentru Mazilu Mihaela Gabriela. De asemenea, Comisia de Urbanism a votat favorabil încheierea tradițională a contractului de concesiune existent pentru Onea Ioan și Laura. 25 metri pătrați, strada de Cunci, Părmână, Garaj. Mulțumesc. Supunem la vot acest proiect numărul 5. Aș vrea să vă adresez o întrebare, dar nu știu ce înțelegeți. Doamna secretară, dacă se poate, poate n-am găsit eu, poate există deja, dar dacă se poate pune pe site-ul primăriei metodologia pe baza căreia se organizează aceste licitații pentru închiriere, pentru prelungire sau cesiune, așa cum ați explicat în ședința de... Nu știu, dar nu chiar există. Pe site? Este codul administrativ? Nu am găsit. Este codul administrativ? O să rețin. Mulțumesc. Spunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Te abține cineva? Ce mai departe? Numărul 6. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru carele didactice din cadrul școlilor de pe raza orașului Comănești. Spunem la vot acest proiect. S-a discutat în ședința anterioară. Cine este pentru? La comisie. Pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local pentru sterilizarea, microciparea și înregistrarea în REX a câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau metișilor acestora. În cadrul ședinței de comisie s-a dezvoltat pe larg acest proiect. Dacă mai e ceva urgent de spus, domnul președinte, deci vreau să vă readuc aminte că am desfășurat în Comănești foarte multe campanii de sterilizare gratuită, atât pentru cetățenii orașului, cât și din, prin faptul că noi, de la bugetul local, nu am contribuit vreodată cu vreun leu. Este prima dată când încercăm să facem a doua campanie de sterilizare în primăvară acum, pentru ca să putem să vedem și efectele. Pentru că cauzele le vedem și le știm cu toți. Apar câini. Câine, dacă luăm toate studiile
la nivel național și internațional, o să vedeți că nu apar câini după ploaie. Sau nu apar câini după temperaturi sau după zăpadă sau după cer. Câinii apar din cauza că se înmulțesc necontrolat și pentru faptul că nu sunt sterilizați. Singura metodă de a elimina acest flagel este de a steriliza câinii. Pentru că la prima campanie care am derulat-o în luna mai, au fost atât de mulți solicitatori încât a fost nevoie să-i reprogramăm, promițându-le că îi vom putea rechema când vom putea face din nou această campanie. Pentru că asociațiile care ne sprijineau financiar până acum, și e vorba de zeci de campanii, e vorba de faptul că am sterilizat peste 8.000 de căței până la ora aceasta, nu au avut posibilitate să ne susțină a doua campanie în această primăvară, am venit cu această solicitare ca să punem de la bugetul local această sumă de 75.000 de lei care acoperă aproximativ 300 de căței care îi putem steriliza. O să vedeți și noastră câte sunt prețurile, o să mergem și o să licităm și o să achiziționăm aceste servicii și o să încercăm ca încet, încet să diminuăm această cauza care produce acest flagel. Toată lumea nu înțelege de unde apar câini. De ce nu ia la adăpost? Dacă ați fi buni creștini, buni comăneșteni și buni cetățeni, luați-vă fiecare, vedem în oraș câți câini avem. Bă, sunt cam 100. Hai să număr, nu vă echipa și la suntem vreo 20. Bă, hai să luăm fiecare câte 5 câini și nu mai avem câini, da? Că am și eu, iau 5 câini, duc acasă. Și peste o lună de zile apar câini. Și păi, dar de unde-s câini? I-ai dat drumul la câini? Nu i-am dat drumul, vedeți, vedeți, eu le dau mâncare fiecare zi, ce crașeți? Aha, păi eu mai apărut iarăși 100. Păi ce facem? Hai să-i luăm iarăși. Păi cât suntem? Unul vă trebuie, câte 5 câini fiecare? Mai luăm 5 câini acasă. Avem câte 10 deja. Și după aia, la o lună de zile, ne trezând că apare aspirin. Ce faceți atunci? Nu vă puneți întrebarea de aspirin? Nu vă puneți problema și nu ne punem întrebarea cu toții că trebuie să facem ceva să oprim această înmulțire a câinilor prin sterilizare? Este singura metodă legală, oficială și corectă prin care putem să ajungem la un consens cu treaba asta. De aceea, am propus lucrul ăsta. Dacă aveți și alte propuneri sau alte idei, vă rog, respectați. Au fost foarte multe idei că să facem încă un adăpost. Adică dacă avem un adăpost de 1.000 de căței, să mai facem lângă el încă un adăpost de 1.000 de căței. Este exact cum am spus eu, dacă vreau să-ți luat 5 căței acasă, fiecare dintre noi, ar dispărea toți câinii din oraș. Și dacă apar alți câini, ei, mai luăm și pe aia. Și în loc de 5, vom avea 10. Și după aia mai luăm o dată și avem încă 10 și încă 10 și până ajunge la 1.000. Și după aia mai luăm în continuare câți mai luăm în continuare? Nu putem, domnilor. Trebuie să intervenim la cauză, nu la efect. Dacă îi spart acoperișul, schimbăm țigla, nu punem lighene prin casă și tot scoatem ligheanul și l-aruncăm pe ușă, ia să umplu ligheanul, iar îl scoatem, ia să umplu ligheanul, iar îl scoatem. Înlocuim țigla sau tabla spartă de la acoperiș. Mulțumesc, domnul președinte. Da, mulțumesc pentru precizări. Suprem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Numărul 8. Proiect de hotărâre privind accesarea programului PNRR, componenta C15, educație, dezvoltarea rețelei de școli verzi. Doamna Lucu Cristina ne-a prezentat în ședința de comisie. Dacă mai este ceva de spus, dacă nu, supunem la vot. Și cu această școală se încheie numărul de școli reabilitate din orașul Comănești. Deși am mai avut un program de reabilitare acestei școli, să știți, școala 2 a mai trecut printr-un program de reabilitare. Dar acum, în momentul acesta, toate școlile din orașul Comănești sunt finanțate prin fonduri europene de reabilitare, modernizare, eficientizare energetică, sau cum este aceasta, prin care se face un alt program pe
școala verde în care vor fi și niște spații verzi. Pe lângă faptul că se ia eficiențare energetică, se schimbă tot ce înseamnă infrastructură de audit energetic prin care se poate pierde, se pot face pierderi de căldură, se pot produce pierderi de căldură, se schimbă acoperiș și se montează panouri fotovoltaice, dar vor fi amenajate și spațiile verzi din curtea acestei școli. Și mai rămâne ultima clădire pe care nu am putut-o reabilita a doua oară, este vorba de Colegiul Tehnic din Mitechica, care a fost reabilitat în primul meu mandat de primar, când am intrat în 2004. Dar în momentul acesta discutăm de reabilitarea acestei școli, școala 2, care face parte în momentul acesta din Colegiul Tehnic din Mitechica, va fi reabilitată printr-un alt program. Mulțumesc pentru precizări. Spunem la vot proiectul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Spune cineva? Trecem mai departe. Mulțumesc. Numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul eficientizare energetică a clădirilor publice, Spitalul Orășenesc, Ioan Lasca, județul Bacău, oraș Comănești, strada Vasilie Alexandrei, numărul 1. La comisie am discutat și acest punct. Dacă mai este ceva de spus? Dacă îmi permiteți, noi am primit ieri ultimele documente la dispozițiile de șantier și a mai apărut o diferență de sumă la torchetarea stâlpilor de la UCU și dacă îmi permite să o trec în acest proiect de hotărâre. Adică, în loc de 147 de milioane, de mii de lei, să fie 400 de Pe 490 ceva, aproape 5 Elena, citește-te rog de Mediana. Până găsește, doamna secretară, vreau să vă spun că camera de gardă din Spitalul Orășenesc, doamna Mască, a funcționat până la acest moment, doar ca și cameră de gardă și nu ca și compartiment de primit urgență. În momentul acesta s-au făcut investiții majore în această secție, în acest compartiment, zonă, în această zonă de primit urgențe, în așa fel încât se corespunde din toate punctele de vedere și normele sanitare, pentru a putea să fie aprobat ca și compartiment de primit urgențe, unde valoarea contractului cu Casa de Sănătate este mult mai mare față de valoarea actuală. Dacă în momentul de față, pentru un pacient care se prezintă la Spitalul Orășenesc Ioan Lasca, indiferent de operațiunile prin care este propus a se fi investigat, că îi se face RMN, CT, analize, tot felul de chestii, Casa de Sănătate decontează spitalului 57 de lei. Știați lucrul ăsta? Un pacient care i-a dus cu salvare, sau care vine personal cu mașină, sau care vine pe jos la spitalul de urgență, la Spitalul Orășenesc Ioan Lasca, și care are nevoie de serviciile medicale, dacă îi se face numai un RMN, sau o altă investigație, costă sute de lei, poate să coste și 1000 de lei sau 2000 de lei. Casa de Sănătate decontează 57 de lei. Prin darea în folosință a noii infrastructuri, a compartimentului de primit urgențe și prin acreditarea acestui compartiment, vreau să vă spun că valoarea prin care se pot deconta serviciile medicale pentru un pacient la compartimentul de primire urgențe va fi de 260 de lei. Iată că va fi de câte ori mai mult? 5-6 ori. De 5-6 ori mai mult. Este un lucru foarte important de știut. De aceea este atât de greu să ne putem menține din punct de vedere financiar cu spitalul nostru. Da, suma este de 461.000 lei
Și colega noastră, vă rog să aprobați diferența dintre 147 până la 461, suma nu, finală fiind 461. Nu, 461. Deci, colega noastră ne roagă să aprobăm suma de 461. Corect. Pentru că inițial a fost trecută suma 147. De 147. Da. Dar și 147 și 141 erau solicitate acum. Deci nu mai solicităm suma de 147, ci de 461. Da. Mulțumesc. Nu diferența de la 147 la 461. Da. S-ar fi înțeles că se aprobă numai diferența. Da. Și suma de 147 rămâne neaprobată. Nu, nu. 461 de mii de lei, discutate și la comisie și pentru care dumneavoastră a votat și la comisie. Da. Mulțumesc. Și supunem la vot acest proiect cu această mențiune, suma finală 461 de mii de lei. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Ce mai departe? Numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor legate de proiectul Eficientizarea energetică a clădirilor publice, Spitalul Orășenesc, Ioan Lască, județul Bacău, oraș comunist. Asta s-a aprobat. Da, asta e nouă. Ne-am notat greșit. Numărul 10 suntem. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale la nivelul orașului Comănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Doamna Aromina, era de prezentat. Să fie aprobat în modificul trebuie să fie în interiorul camerelor, care nu modifică nimic pe papat. Da. Punem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Ține cineva? Ce mai departe? Numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare către SCA Paser, totuși SRL. În cadrul comisiei s-a discutat și acest proiect. Mai e ceva de spus, dacă nu spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem mai departe. Numărul 12. Proiect de hotărâre privind completarea HCL numărul 50 din 25 martie 2022 privind aprobarea delegării prin concesiune a serviciului de iluminat public al orașului Comănești, județul Bacău, a studiului de fundamentare a deciziei de delegare a Serviciului Public de Iluminat al orașului Comănești, județul Bacău, a regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de Iluminat Public, a caietului de sarcini, a documentației de atribuire prin procedură simplificată. În cadrul comisiei am discutat. Dacă mai este ceva de spus, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului implementarea măsurilor integrate de dezvoltare urbană durabilă și creșterea calității vieții în orașul Comănești, județul Bacău. Și acest proiect a fost discutat anterior. Dacă mai este ceva de spus, supunem la vot în acest caz. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Numărul 14. Și cu acest proiect vom încheia ședința. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Propune, vă rog. Îl propun pe domnul consilier Anastasiu. Mulțumesc. Mai este vreo propunere? Supunem la vot această propunere. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Ședința a lăsat. Mulțumesc.